Perfect, uite, e superb. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun venit la Outlook, aici live pe DC News, alături de mine astăzi domnul Adrian Severin, domnul Teodor Meleșcanu, într-o discuție despre un subiect de extremă actualitate, Schengen. Simt deosebit de onorat să am astăzi alături de mine doi politicieni cu experiență, doi foști miniștri de externe. Stimați domn, spuneți-mi, vă rog frumos, cum comentați dumneavoastră decizia Austriei, dar și a Olandei de a refuza aderarea României la Schengen? Da, păi ce pot să spun? Este foarte greu să înțelegi ce s-a întâmplat. S-ar putea că și pregătirile pe care guvernul nostru au fost mai degrabă creați, mă rog, s-au pus pe o ureche că totul se va face. Dar până la urmă am văzut că ceea ce s-a întâmplat a fost un blocaj al României, cel puțin, probabil și pentru Bulgaria, nu cunosc toate elementele, dar în mod foarte clar, această blocadă a Schengenului, după părerea mea, a creat și niște probleme în Austria, pentru că sunt și acolo probleme politice, ca și la noi, în legătură cu ceea ce se întâmplă în fiecare țară democratică, ca să zic așa. Și lucru care m-a impresionat pe mine a fost faptul că Verzii, de exemplu, Partidul Verzilor, au fost foarte supărați pentru modul în care ÖVP-ul a venit cu o gândire directă, fără niciun fel de argument, privind pur și simplu fiind contra adoptării României, intrării României în Schengen. Acum, din punctul nostru de vedere, eu cel puțin am o altă viziune. Sigur că lucrurile se vor întâmpla, se vor așeza, se vor mai așeza și în alte părți, și la ei și la noi, dar cred că primul lucru care ar fi trebuit să-l facem și care nu s-a făcut, trebuia să fie un protest diplomatic care trebuia să conțină câteva elemente foarte clare atunci când ajungi la acest moment. Trebuie să prezinți într-un mod concret, precis și motivul nemulțumirii pentru care noi îl facem acest protest. Deci dacă nu am capabilitatea asta, nu pot să fac, iar să nu faci un demers de reparare, ar trebui să fie de asemenea o satisfacție, iar în final, cred că orice protest diplomatic pe care trebuie să-l facem prin chemarea doamnei ambasador a Austriei, dar nu ca să stai la o cafea, ci pur și simplu să spui foarte clar că există și un fel de amenințare, ca să zic așa, nu foarte clar, dar trebuie să fie foarte bine precizat, făcută și ca o bijuterie. Deci astea sunt lucrurile. Mă scuzați o secundă, domnule Severin, dacă ar fi această cafea despre care vorbește domnul Meleșcanu în calitate de ministru al externelor, ce ați face dumneavoastră? Ce ați discuta cu ambasadoarea Austriei dacă ați fi invitat-o la o cafea după această decizie Austriei? Adică ce aș pune eu în cafea, doamne ambasador? De exemplu. Mă uit însă pe ecran, vreau să îmi spun și eu o părere și mă uit pe ecran și văd că invitatul dumneavoastră este domnul Teodor Meleșcanu, pe care îl salut cu mare drag. Aș vrea însă, dacă se poate, să-mi adăugați și numele meu, ca nu cumva prostiile pe care le voi spune să fie trecute în contul domnului Meleșcanu. Sunt trecute, am semnalat legii tehnice că trebuie ambele nume trecute. Aștept să se remedieze situația. Dar va fi mult mai ușor de rezolvat decât Schengen-ul. Da, da, da. Era doar dorința de a evita ca nu cumva, repet, ceea ce spun eu, să umbrească prezentarea foarte tehnică și foarte exactă a domnului Meleșcan. Bun, eu nu cred că trebuie să speculăm prea mult. Din ce a spus prietenul și colegul meu, Teodor Meleșcanu, s-a înțeles destul de clar cam ce ar trebui să-i se spună doamnei ambasador. A spus-o dânsul, iarăși, și nu pot decât să repet, o invitație pentru o discuție serioasă și nu pentru entertainment, și o discuție care să fie purtată după regula lui Theodore Roosevelt. Vorbește blând și ține la spate sau ține în mână o bâtă foarte mare.
iar această bâtă foarte mare există la dispoziția României, pentru că și noi avem un vot în Uniunea Europeană, acolo vorbesc în Consiliu, în alte instituții europene, în Parlamentul European avem 32 de voturi, ceea ce nu este deloc puțin, și sigur că putem să folosim aceste voturi pentru a pune lucrurile la punct, nu pentru a șantaja pe cineva sau a pedepsi pe cineva, pentru că nu e o pedeapsă să îndeplinești Tratatul Uniunii Europene. Respectarea Tratatului Uniunii Europene și respectarea acelei prevederi a tratatului care obligă statele la cooperare loială, orice ce am văzut numai cooperare loială nu este, nu reprezintă o pedeapsă, nu reprezintă o sancțiune, ci reprezintă un fapt absolut normal, iar România trebuie să-și folosească instrumentele, inclusiv dreptul de a merge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a cere chemarea la ordine a statelor care încalcă tratatul. Și aici avem de a face cu o încălcare a tratatului. Ca să fim foarte exacți, nu este vorba că României s-a refuzat primirea în spațiul Schengen. Nu. România are deja dreptul de a fi membru al spațiului Schengen prin însăși semnarea tratatului de aderare. Ceea ce este de spus este că exercitarea acestui drept era condiționată, deci intrarea, dacă vreți, în vigoare a dreptului, era pusă sub condiția îndeplinirii unor pași tehnici. Acești pași au fost îndepliniți, îndeplinirea lor nu o spunem, nu o afirmăm noi, ci o afirmă instituțiile europene competente și în, pe care de consecință orice altă opreliște pentru ca România să-și exercite dreptul este în afara tratatului. Însă, dacă îmi dați voi, eu cred că ducem discuția într-o direcție secundară, nu greșită, dar secundară. Și discutăm lucrurile ca și când problema noastră este Austria. Nu, problema noastră nu este Austria sau poate să fie una dintre aceste probleme. Problema noastră nu este Olanda. Când Olanda se opunea cu fermitate, eu spuneam unora, vreau să văd cine mai apare pe teren după ce Olanda obosește. Pentru că, sigur, cu România nu există solidaritate. Dar în partea cealaltă a Europei, în Europa Occidentală, există solidaritate și niciodată o țară care încearcă să tragă sforile nu e lăsată singură să fie ținta criticilor. A trecut pe acolo și Suedia și așa mai departe. Noi avem o mare problemă și nu vreau să o dezvolt, doar vreau să o enunț ca să nu monopolizez eu discuția. Problema este că România nu a fost dorită în Uniunea Europeană. Că și astăzi principalele țări, principalele jucători în Uniunea Europeană, ca să nu-i numesc hegemoni europeni sau, știu eu, profitori europeni, nu doresc ca România să fie membru în Uniunea Europeană. Noi am intrat în Uniunea Europeană, pun cuvântul între ghilimele, prin efracție. Am intrat în Uniunea Europeană printr-o serie întreagă de proceduri politico-diplomatice și pe lângă acestea, care au pus țările membre în situația de a ne accepta. Dar în momentul imediat 2, da, s-a făcut în așa fel încât calitatea noastră de membru să fie golită de conținut. Rămânerea în afara spațiului Schengen este o asemenea măsură. O altă măsură a fost mecanismul de cooperare și verificare, menținut ilegal 10 ani, parcă sau mai mult de 10 ani, de 12 ani de la expirarea lui. Sunt și alte asemenea măsuri. Nu uitați că această parte a Europei este o parte pe care unii vest-europeni au vrut totdeauna să o tranzacționeze cu Rusia. Eu nu spun că Rusia e vinovată, nu cred că Rusia este vinovată de această măsură. Cred însă că tocmai Uniunea Europeană, care nu ne vrea ca membru, vrea să-și păstreze niște cărți pe care după aia să le geopolitice, pe care după aia să le poată da la schimb. Sunt convins că dacă s-ar fi putut, Transilvania ar fi fost primită în Schengen. Din păcate, deocamdată Transilvania nu poate fi primită decât împreună cu vechiul regat, împreună cu restul României.
Și mi se pare ironic că în aceste zile cei care nu ne primesc în Schengen ne flutură pe la nas unirea cu Republica Moldova. Poate că se gândesc că, că vor să ne dea o compensație. Iau ei Transilvania și luăm noi Republica Moldova. Deci este un joc mult mai mare, după părerea mea, în care, desigur, firmele, companiile încearcă să mai ciupească și ele ce pot, că fiecare vrea să ia de la România cât se poate, dar jocul cred că este mult mai mare și el depășește relația română-austriacă. Aș dori să ascult de la domnul Meleșcanu ce părere aveți dumneavoastră despre această dimensiune de politică externă, precum a relatat-o domnul Severin. Da, din punctul meu de vedere este o prezentare foarte interesantă și pe care o împărtășesc într-o mare parte din ceea ce privește în legătură cu România. Problema noastră foarte mare în Schengen este de fapt o urmare a faptului că România nu a reușit să aibă un sistem relațional diplomatic care să aibă în portofelul lor doi piloni importanți, Franța și Germania. Atât Franța cât și Germania ar trebui să fie sprijinitorii noștri, cei mai serioși. Dacă vă uitați și la ceea ce se întâmplă pe zona României, vedeți că de fapt România este o țară care creează mari probleme. De ce? Pentru că suntem unica țară din Uniunea Europeană care are toate posibilitățile pentru tot ceea ce înseamnă, ce pot să spun, orice, de la aur până la avioane fără pilot sau ce doriți să facem. Deci acest lucru s-a spart în două. De o parte se făceau toate elementele posibile ca România să fie una din principalele elemente ale Uniunii Europene, dar pe de altă parte erau doar niște interese economice foarte mari, aș spune, probabil și politice, cum spunea domnul Adrian Severin. Și lucrul acesta se vede imediat în ele. Dacă mă uit așa ca un om de pe marginea fotbalului, stadionului de fotbal, uitați că în Croația problemele s-au rezolvat foarte rapid. Croația a fost intrată în Schengen fără nicio problemă. E adevărat că și aici trebuie să ai o anumită posibilitate, să știi cum să te miști în lumea asta diplomatică a mea și a domnului Severin în Uniunea Europeană, care este cel mai bun. Și vă dau un exemplu. Deci, vineri, cu o zi înainte de discuții despre Schengen, colegii noștri din Croația au anunțat că vor cumpăra un sistem de apărare aeriană Mistral, 72 milioane de euro, iar gazoductul Adria va fi extins pentru a ajunge pe piețele austriece și cele din Bavaria, deci din Germania. Ceea ce face, sigur, aduce un plus foarte mare privind dependența de gazul rusesc. Deci astea sunt lucrurile care le vedem. Dacă nu suntem în stare să le folosim toate acestea, sigur că bogățile naturale există. România, așa cum am spus, România este o țară care are de la aur până la tot ce vreți dumneavoastră. Dar, pe de altă parte, lumea are mai degrabă intenția să folosească aceste elemente care există în România, fără ca în niciun fel să nu acorde și o anumită poziție față de România. Deci astea sunt lucrurile pe care le văd. Sigur că acum s-au parcurs mai mulți ani și deja au fost implementați în România o serie de companii care au foarte mari avantaje din România, dar și din Europa și din lume, aș zice eu. Astea sunt lucrurile care trebuie să le avem în vedere. Dacă nu știm să facem
cum să jucăm. Știți cum e ca la dans. Păi dacă nu știi să dansezi, stai, domnule, pe margine și lasă... Depinde ce dansăm. Englezul zice, it takes two to tango, și dacă tot e vorba de tango, ăla un dans despre care zice că nu poți să greșești deloc. Deci da. Nu sunt mare dansator, dar în cazul unui tango se pare că e mai ușor de dansat decât un dans popular. Dar pentru că ați menționat rolul Germaniei și cel al Franței, am rămas deosebit de plăcut surprins de comentariile, de articole din presa germană. Nu am mai văzut niciodată articole atât de pozitive la adresa României. Nu înțeleg de ce. Inexplicabil. Nu vine să cred că citesc Welt, Spiegel, FAZ, Süddeutsche. Dom'le, parcă am fi cea mai apropiată și bună prietena Germaniei. Am văzut ceea ce a spus și a declarat și președintele Van der Bellen a Austriei. Iată, nici el nu se arată de acord cu decizia guvernului. Credeți că am ratat-o, cum s-ar spune, la mustață? Sau cum se poate explica că taman presa Germaniei se declară atât de susținătoare a României, domnule Severin? Da, și domnule Mereșcanu, cum vedeți apropo așa? Apropo de mustață, cred că nici Stalin n-avea o mustață așa de mare, pentru că a noastră acoperă 11 ani de așteptare. În ceea ce privește tangoul, îmi aduc aminte că acesta este un dans care a fost creat, inventat, în suburbiile orașelor argentiniene, și anume acolo pe unde existau case cu foarte multă toleranță. Deci poate că într-adevăr ne-am bucurat și noi de anumită toleranță dacă am dansat cu partenerii europeni. Dar eu cred că, sigur, Croația a știut să ungă clanțele, cum se spune popular, după cum ne-a explicat foarte bine domnul Mereșcanu, numai că noi nu mai aveam grăsime sau vaselină cu care să o ungem, întrucât deja o dădusem de multă vreme. Noi am dat petromul, am dat țițeiul, am dat gaz, am dat, aproape că nu mai avem ce da decât pantalonii de pe noi. Nu uita cărturile. Sigur, tot este să le dăm facturile pe care nu li le-au onorat ei, ca să le păstreze ei, să nu le păstrăm noi, să ne facem sânge rău, că în contabilitate avem datorii pe care ei nu le-au acoperit. Avem credite pe care ei nu le-au onorat. Să nu uităm însă un alt fapt. Croația este un teritoriu, este o republică care a făcut parte din Imperiul Habsburgic. Și fără îndoială există această agendă a refacerii Imperiului Habsburgic, din care, cum spuneam, Transilvania a făcut parte, dar nu Moldova și Valahia. Însă suntem într-o fază revizionistă, profund revizionistă, și dorințele de revizionist merg până la Primul Război Mondial. Se dorește probabil refacerea hărții de dinaintea Primului Război Mondial. Dar, dincolo de asta, ziarele germane, sigur că pun acum o prișniță pe piciorul de lemn al Schengenului românesc sau al refuzului României la Schengen. Nu costă nimic aceste cuvinte frumoase după ce, în fapt, am fost trimiși la plimbare, lăsați la porțile Uniunii Europene. Însă ceea ce spune domnul Mereșcanu este absolut valabil și este o altă latură care trebuie avută, a problemei care trebuie avută în vedere. Deci sunt interesele firmelor care au lucrat și au încercat să ne șantajeze. Nu cred că cei din Croația au dat mai mult Germaniei sau știu eu cui, Austriei, decât au dat românii. Mai mult decât atât, aș spune, în timp ce românii se luptă din plin pe frontul ucrainean împotriva diavolului rusesc, președintele Croației a spus foarte clar că nu își împinge țara într-un asemenea război, care este absolut anormal, absolut contraproductiv și care nu privește interesele Croației. Deci iată că în timp ce noi, aș spune, la propriu vărsăm sânge, eu cred că au murit și niște români prin luptele din Ucraina, dar în orice caz dăm bani grei în Ucraina,
Croația, care refuză să facă o asemenea politică, este premiată. Deci lucrurile sunt foarte complexe și ne arată, desigur, că trebuie să le privim din mai multe direcții. Însă, revin la ce a spus, la un aspect evidențiat de domnul Meleșcanu și eu nu pot să nu-l subliniez la rândul meu. Este slăbiciunea diplomației românești. Și înainte de a-i critica, de a critica firmele care, bineînțeles, doresc să-și mărească profiturile, înainte de a critica pe mari jucători politici ai Uniunii Europene, care, desigur, au propria lor agendă și nu au niciun motiv să plângă pe umărul României, decât cel mult cu lacrimi de crocodil în presa și acolo miluită. Deci, dincolo de aceștia, pe care moralmente, sigur că îi putem judeca, trebuie să judecăm politic pe liderii noștri, care de atâta amar de vreme n-au știut să aducă România în postura de a avea influență în Uniunea Europeană, măcar la nivelul numărului 6 pe care îl reprezintă ea acolo ca mărime, ca populație și ca teritoriu. Deci aici avem o mare problemă și eu cred că este absolut necesar să avem niște demisii la ora actuală. Nu pentru că numai ăștia de acum sunt vinovați și unii de dinainte, dar pe ea nu-i mai putem, alora nu le mai putem cere nimic. Această demisie trebuie să fie dată nu ca o pedeapsă, ci trebuie să fie dată ca o garanție că asemenea fapte nu se vor mai repeta, că asemenea slăbiciuni nu vor mai fi. Deci nu văd asta nici cu caracter compensatoriu, că dacă demisionează domnul Predoiu, care ne-a impus, ne-a făcut să înghițim, i-a făcut pe unii, nu pe mine și pe domnul Meleșcanu, dar pe alții, să parlamentari, să înghite legile justiției prin care am cedat suveranitate, în mod care am cedat supremația Constituției României într-o manieră absolut execrabilă, spunându-ne că pentru asta trebuie dat pentru Schengen. Am dat, iată că am dat obligativitatea deciziilor Curții Constituționale și de supremația Constituției pentru a intra în Schengen. N-am fost primiți în Schengen. Croații au dat o țeavă. Noi am dat Constituția. Foarte bine, n-am fost primiți, trebuie cel care ne-a împins în această direcție și am plătit un preț pentru care n-am obținut contrapartida, să se retragă. Domnul Aurescu, așa își dărea. Nu contează că s-a zbătut, s-o fi zbătut, dar acest mod de a îți asuma un eșec, și asumarea eșecului nu poate veni decât din partea celor care sunt în funcție, nu celor care au fost în funcție. Deci asumarea acestui eșec, de asemenea manieră, este o garanție minimă, dacă vreți, dar mai mult decât nimic, că asemenea slăbiciuni nu se vor mai repeta. Aș dori să știu de la domnul Meleșcanu, cum vedeți dumneavoastră apelul unor politicieni de a sancționa firme austrieci, de exemplu apelul lui Rareș Bogdan ca companii de stat să-și închidă conturile la băncile austrieci? Eu, în calitate de moderator, în părerea mea personală nu contează, eu cred însă că nu este bine să dinamităm o relație economică cu Austria. Nu ar fi mai interesant să vedem care ar putea să fie agenda politică a hegemonilor europeni, care ar putea să fie și agenda Austriei înainte de a ne strica o relație economică cu Austria. Chiar dacă am cedat foarte mult, însă și ceea ce am cedat a rămas pe teritoriul României și o mai putem gestiona. Cât de utile sunt astfel de îndemnuri și dacă este bine sau nu să înaintăm cu aceste tensiuni, să crească tensiunile în relație cu Austria? Haideți să ne pornim de la punctul de plecare. Austria este cel de-al doilea întreprinzător în România. Deci noi avem o relație cu Austria extrem de importantă. Pentru Austria, s-ar putea și pentru la noi să mai rămână câteva firimituri. Însă ideile astea și, mă rog, încercarea de a face anumite idei privind cum să facem un punct sau altul, dar lucrurile nu sunt așa. Trebuie să ne uităm și puțin și cum se întâmplă, pentru că aceste companii nu sunt companii în care avem numai austrieci, ca să înțelegem foarte bine. E vorba de un număr foarte mare de oameni care lucrează în bănci,
în industrie, în petrol, în tot ce vreți dumneavoastră, sunt oameni care sunt plătiți, care au o modalitate de a-și asigura familia lor. Deci nu aceasta e, nu asta este calea miza să o luăm. Calea care trebuie să fie foarte clar de presiune și de capacitate, dacă vreți încă o dată, prin diplomația. Noi nu suntem, ne-a ajutat Dumnezeu, nu suntem în poziția Ucrainei, dar nici nu ar trebui să fim lăsați fără ca sistemul diplomatic românesc să nu se miște mult mai clar și mai bine. Sunt foarte mulți, sigur că de multe ori oamenii de la noi se închină dintr-o parte sau în alta. Dar din punct de vedere economic, asta există. Spuneam, domne, să blochează la... Și eu sunt foarte... Nu înțeleg cum, ce se întâmplă. Exportul mult mai mare este din România în Austria decât invers. Deci cei care au cele mai mari probleme la aceste vămi de la Borș, de la unde vreți, de la Nădlac, de tot ce este... Sunt firmele austriece. Eu întreb cum oamenii care sunt șefii, directorii, președinții unor asemenea instituții, a unor asemenea fabrici, a unor părți din tot ceea ce se întâmplă în România, ei nu fac nimic, totuși nu au și ei un interes. Sigur, probabil mai pune mai mult, mai adaugă mai mult, mai taie ceva din banii noștri și cu asta s-a închis. Dar ar trebui să fie într-adevăr un tango care să înceapă să mai și la noi să vadă că nu e numai ce putem să dăm noi, dar și ce primesc ei. Ori asta ar trebui să fie clar pentru austrieci, pentru oamenii care se ocupă de problemele economice în România. Nu există, eu n-am toate elementele să vă spun, dar nu cred că a existat în Europa Centrală și de Est ceea ce a oferit România pentru Uniunea Europeană. Aici cred că lucrurile nu sunt, când le pui pe balanță, nu sunt corecte. Domnul Severin a vorbit despre refacerea unui imperiu sau refacerea imperiului la începutul emisiunii. Acum ne apropiem de către sfârșitul emisiunii și trebuie să-i ridic mingea la fileu citându-l pe actualul primar, domnul Fritz al Timișoarei. Domnul Fritz a declarat la ORF, s-a arătat evident indignat de decizia Austriei și a spus că Timișoara de fapt a făcut parte de Imperiul Austro-Ungar. Acum, acest argument este un non-argument, este cum am negociat într-o problemă cu Turcia și am spune, dar dorim și noi să faceți acest compromis sau să ne acceptați pentru că am fost cândva pașalâc. Cum poate un primar, bun, e cetățean german, să invoce un astfel de argument? V-am ridicat sau nu citându-l pe Fritz mingea la fileu în ceea ce înseamnă refacerea unui fost imperiu? Sigur, este un mod de a gândi. Nu e legată numai de Imperiul Austro-Ungar, care e legat de Franța. Și în aceste condiții nu cred că putem să folosim asemenea idei cum au avut cele ale domnului primar Franț, ca să fiu direct. Îmi pare rău că domnul Severin nu a mai putut să se reconecteze la noi în emisiune. Aș fi vrut și dânsului să spun că mă gândesc în aceste zile, văd că ați revenit, mă gândesc în aceste zile la o declarație pe care a făcut-o fostul ministru de interne a Germaniei, Wolfgang Schäuble.
unul din, aș spune, Big Five ai politicii germane. A declarat cam aproximativ cu 10-11 ani în urmă că integrarea europeană va funcționa numai după ce vom depăși tratatul de la Versailles, pentru că acesta ar fi dus la o suveranitate ad absurdum. Întrebarea mea este cum putem crea o Europa a statelor suverane dacă hegemonul Europei consideră că suveranitatea ar fi ceva dus la ad absurdum. Ca și un fel de, să spunem, de o piticanie turbată la o expoziție care de fapt nu e neapărat să spunem acum, un câine în cel mai propriu-zis sens al cuvântului, ci este mai degrabă ceva absurd, ceea ce nu se justifică în felul acesta natura. Comunitatea Europeană a Cărbunului și Oțelului, străbunica actualei Uniuni Europene, s-a constituit într-un moment în care Germania renunțase la ideea Europei Germane și adoptase ideea Germaniei Europene. Trebuia să fie o comunitate și așa s-a dezvoltat până în momentul în care noi am negociat tratatul de aderare. Noi n-am negociat un tratat cu o altă idee de bază, și anume decât aceea că statele membre, în urmărirea propriilor lor interese naționale, se asociază pentru a pune în mun o parte din resursele lor și o parte din atributele suveranităților spre a fi gestionate în comun. Noi am delegat exercițiul unor atribute ale suveranității și nu am cedat suveranitate. Noi, intrând în Uniunea Europeană, ne-am urmărit sau am declarat că ne urmărim interesele naționale pe care le putem promova împreună cu ceilalți și nu că urmărim să abandonăm interesele naționale. Când vine domnul Schäuble și spune ceea ce ați spus, nu face decât să confirme ceea ce și noi v-am spus ceva mai înainte, și anume că în anumite capitale și culmea în capitalele importante, nu la Nicosia, ci la Berlin, există ideea că trebuie să revizuim și parcă, eu n-am știut de acest citat, dar parcă l-am simțit că este în aer, pentru că spuneam înainte că vrem să ne întoarcem înainte de Versailles, vrem să ne întoarcem la harta de dinaintea Primului Război Mondial, când să nu uităm, cel puțin înaintea Primului Război Mondial, între Berlin și Sankt Petersburg exista o foarte frumoasă relație în care, sigur, Bismarck spunea ceva mai înainte, da, că Balcaniu nu valorează nici cât viața a doi grenadieri de grenadieri din Pomerania. Prin urmare, este la dispoziția dumneavoastră, împărțiți-l dumneavoastră, rușii cu otomanii. Astăzi rușii, otomanii nu mai sunt, doar rușii au rămas. Și sigur, există și un neo-otomanism, dar care privește în altă parte. Deci, iată că avem un curent foarte puternic, revizionist, care ne duce înaintea Primului Război Mondial și noi trebuie să fim foarte atenți că înaintea Primului Război Mondial ne simțeam bine, dar nu foarte bine. Deci nu cred că idealul României este să ne întoarcem în acel punct. Și pentru apărarea intereselor noastre, cum spuneați aici, s-a întrerupt legătura mea, nu lupta aceasta de gherilă cu firmele austriece sau care vreți dumneavoastră este cea importantă. Acolo trebuie să facem distinția între a le mitui, ceea ce este de neacceptat, și a le lăsa să-și îndeplinească activitatea conform legii. Deci eu nu spun să le persecutăm, ci să le aplicăm legea, să nu le mai mituim. Și asta este un aspect, dar este aspectul secundar. Aspectul principal este cel geopolitic și nu putem rezolva o problemă până când nu o definim corect. Ori acum trebuie să definim corect. Nu Austria, nu Olanda sunt problemele noastre principale, ci politica românească, politica externă a României, care trebuie să facă față acestei amenințări a unei revizuiri a întregului sistem de organizare a Europei, care a fost stabilit la Versailles și în anii următori până de curând. Domnule Meleșcanu, aveți ultimul cuvântul în da. Această înainte de a fi executat să dă ultimul cuvânt, deci sper că nu e cazul. Nu. Nu, vreau să spun că, într-adevăr, lucrurile se văd deja astăzi. Problemele din Ucraina, problemele din Kosovo, multe alte probleme se apar. Dar dacă nu avem capacitatea să revenim la un sistem
care să fie, să includă și Federația Rusă sau altele, noi nu vom putea să mergem înainte spre ceva care să fie mai bine decât trecutul și mai bine decât viitorul. Deci aceste lucruri se pot face cu condiția să lăsăm un pic și câte un leu din buzunar care scapă de la cei mai bogați să ajungă și la cei mai săraci. Domnule Severin, domnule Meleșcanu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la acest dialog aici, la live, pe Outlook, la DC News. Vă doresc dumneavoastră și telespectatorilor o săptămână cât mai frumoasă și vă aștept săptămâna viitoare cu drag din nou la Outlook, la DC News. Numai bine și la revedere! Mulțumesc, la revedere! La revedere!